legătură în persoana lui Laszlo Szepsi. Matei păstrează posesia, centrarea lui Bărboianu nu e deloc grea, bară Bilinski! Ce ocazie are Dinamo! O bâlbuială în defensiva celor de la Târgu Mureș și exact ce vă spuneam, Bilinski este genul de atacant oportunist care profită de orice ocazie îi se ivește. Așa s-a întâmplat și ceva mai devreme, o eroare mare în defensiva celor de la Târgu Mureș și iată centrarea cu efect a lui Bărboianu și greșeala defensivei lui Falub.